Leul moldovenesc crește în raport cu moneda unică europeană și rămâne neschimbat față de dolarul american. Așadar, pentru 19 februarie, BNM a stabilit un curs de 19 lei și 9 bani pentru un euro, adică va fi cu 3 bani mai mic decât astăzi. Un dolar american va costa miercuri 17 lei și 64 de bani, respectiv nu va suferi schimbări față de prețul stabilit pentru marți. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1770 de lei și îi vindeau cu 1775 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1920 de lei și erau vânduți cu 1925 de lei.